120, a 5-a, a 4-a, a 3-a și tot așa, hopuri mici. Andreea tresaltă puțin și privește nedumerită pe geamul din dreapta. Se culcă la loc. Fata asta e extraordinară. Nici nu știu dacă aș vrea sau nu să fim împreună. Niciodată nu știu dacă aș vrea să fiu cu altă tipă sau cu Ada. Nici când mă culc cu ele nu știu. Unele fac sex mai bine, altele mai puțin bine. Cu Ada e altfel. Cu Ada e ok. Câteodată se apuresc geamurile. Am înțeles că temperatura corpului crește cu 1,5 grade când faci sex. Asta era bine de știut când stăteam în garsonieră și aveam un rahat de calorifer electric. 15-16 grade în casă. Am plecat la țară într-o iarnă și când ne-am întors, surpriză totală. Erau 2 grade în cameră. Nu ne-a venit să crede, mă rămăseseră mască. Mama se uita la mine și când mi-a zis ceva, i-au ieșit aburi din gură ca un eschimos. Dumnezeu s-o ierte. De fapt, asta e conștiința aia blestemată. Eu sunt aproape atel, adică Dumnezeu sau eu, Dumnezeu sau nu. Ușor de ales, dar greu de renunțat în totalitate. Adică dacă nu e, nu e. Și eu sunt singur și mama nu mai e nicăieri sau cum? A fost doar în capul meu? Nu se poate asta. Lucrurile ar fi prea simple. Ceva se întâmplă mai departe de mine, de Andreea, de mașina care îmi dă o șoseaua, de Bucureștiul spre care ne îndreptăm. Poker, Bogdan Coșa.